Acum continuarea cu familia sau părinții celor doi tineri soți. Păi nu, nu, a spus că doriți o relație de lungă durată și un mariaj. Începe tatăl băiatului sau inginerului. Nu, nu, da, ați spus că vreți și un nume mai pompos. Nu, nu, păi nu e consumată relația. Asta din partea tatălui. Soacra băiatului, mama fetei. Ce ai făcut, fată? Ți-ai distrus singură viața. Nebunul. Mai știu eu ce, cum te înjură cu toate cele. Ce ai făcut? Păi da, mamă, dar n-ai zis că trebuie să fac sincroane în pat și când îl găsesc să-l iau? Să-l iei? Dar trebuie să-l și cunoști înainte, nu halt și gata. Vreau mariaj și relație de lungă durată. Pentru că în plăcinta chinezească cu răvași, câteodată mai apare și un bilețel. Poate să fie și un pui de escroc, și un măgăruș, cum spunea tatăl, ginerul. Nu, nu, ați vrut o relație de lungă durată. Ați vrut un nume mai pompos. Ați vrut un mariaj. Relația nu este consumată. Trebuie să vă cunoașteți. Mai ceva cu am și cum este chestia aceea. Pisica albă, pisica neagră, ați văzut-o? Tu trebuie să te căsătorești cu tu și cu asta basta. Mai stai un pic și mai stai și încă un pic și începe și mama ei. Ce ai făcut, fată? Ți-am zis să faci sincroane în pat înainte să te căsătorești. Păi da, mamă, mi-ai spus, am făcut ce mi-ai zis. O relație de lungă durată vreau eu și un mariaj. Și acum, drege busuiocul, dacă mai poți. Socrii și cuscrii se ceartă între ei. Mai ceva ca în penitenciarul de maximă securitate. De la Rahova. Ei doi nu se mai înțeleg pentru că, na, ea a avut doar un nume pompos și să scape una, două, pentru că așa era în familia ei. Mai stai, ce mai stai un pic? El pleacă în lumea largă, sau ea, și nu o mai găsește în veci, nici cu poliție, nici cu plocoane, nu o mai aduci în țară. Și tot așa. Bunul samaritan pleacă din scenă și gata. S-a dus. Totul derapă. Și rămâne varianta următoare. Și unde este? Unde ești, dragă? În Africa. În Congo. Și tu unde ești? La muncă în țară. Când și când mai au o pauză. Mai citesc un diar. Mai fumez o țigare.
Mai fumez o țigare, mai beau o cafea cu o prietenă, au ce doare. Mai stă ce mai stă un pic. Mai mă duc la un shopping mic. Cam asta e viața. A trecut ziua, a trecut săptămâna, a trecut luna, a trecut încă un an și am supraviețuit acestui mariaș beton armat. Mai un pic și trăiesc și bărbatul nu-l cunosc, că am vrut să fac, să am o relație de lungă durată. Mai stă un pic. Relația nu este consumată, cum a zis socru băiatului. Sincroane în pat. Nu pot să fac cum mi-a zis mama. Și penitența s-a creat. Și răspunsul este: asta e viața. Câteodată poți să o alegi, dar câteodată nu poți să o mai dregi. Vă las să discutați în continuare.